Bună, dragilor! Astăzi o nouă decorațiune de agățat pe perete. Voi folosi două cercuri de lemn, două grosimi de sfoară de iută, pânză de sac și fetru, pistolul de lipit și foarfeca aceasta bună de tăiat fetrul. Pentru tăierea florilor o să folosesc și mașina Sisix, însă puteți să decupați florile și cu foarfeca. Primul lucru pe care o să-l fac este să îmbrac cercurile cu sfoara groasă. O să folosesc pistolul de lipit și voi îmbrăca de jur împrejur tot cercul. Am îmbrăcat cele două cercuri cu sfoara groasă, iar următorul pas este să decorez cu sfoară subțire în formă de spițe. O să încep într-o parte, voi face un nod, voi fixa foarte bine între două bucăți de sfoară. După care o să încep, trăgând foarte bine de sfoară, să îmbrac cercul în diagonală. Încercăm să păstrăm distanțele egale. Sfoara subțire se fixează bine între sfoara groasă. Lăsăm capătul puțin mai lung ca să putem să facem un nod. O să prind cele două cercuri cu o bucată de sfoară între ele. Iar acum vom decora cu diferite flori cele două decorațiuni. Puteți să cumpărați flori gata tăiate și să decorați. Voi tăia din pânză de sac și voi folosi și pluta. Voi tăia cu mașina Sisix. Voi asambla florile cu ajutorul pistolului de lipit. Iar ultimul lucru, voi pune o agățătoare în partea de sus. Sper că vă place ce a ieșit. O să repet materialele. Două cercuri din lemn pe care le-am îmbrăcat în sfoară groasă, după care am folosit sfoară subțire pentru a crea efectul acesta de spițe. Am folosit pânza de sac, plută, fetru în mai multe culori și așa a ieșit decorațiunea mea. Până data viitoare, la revedere!